Așa grăiește Domnul slavei în glasul Sfintei Liturghii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfanii copii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfanii copii. În fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi, din nou e coasta mea străpunsă, și-mi curge sânge, și-mi curge sânge leșu voi, din nou e coasta mea străpunsă, și-mi curge sânge, și-mi curge sânge leșu voi. Mă răstignesc din nou pe cruce, în umbra Sfântului altar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iară. În acordul muzicii lui Marius Ciprianco, pe care o să vedeți mâine seară la spectacolul nostru, organizat împreună cu Tocopiatul Vărlat și Primăria Vărlat. Începem acțiunea noastră de astăzi, și anume lansarea revistelor 26-26 și al suplimentului numărul 3, Cripto, careore lingvistică, umor diverse. Vreau să vă pregătesc o surpriză, nu știu dacă ați vizionat acest film, care pe mine m-a făcut pur și simplu să plâng, gândindu-mă la viitorul copiilor noștri și nu numai. Gândește, România! Ascultă și nu îndrezni ca și de data asta să-mi întorci spatele. Ascultă și nu te preface că nu înțelegi ceea ce-ți spun. Suntem generația despre care fiecare are câte ceva de spus. O altă generație de sacrificiu, o statistică, pentru că așa vreți voi, oamenii care defilați astăzi pe toate televizoarele. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne plătiți profesorii. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne dați manuale. Pentru că nu vă pasă dacă locuim până la 30 de ani cu părinții noștri. Pentru că nu vă pasă dacă mai avem vise sau nu, dacă mai avem speranțe. Voi ați greșit? Voi să răspundeți. Ați dat șpagă ca să intrăm în NATO. Ați dat șpagă ca să intrăm în Uniunea Europeană. Ați dat șpagă ca să puteți fura. Ați pus slugi în funcții de decizie. Ați înființat instituții care să vă păzească atunci când furați. Și furați, furați, furați. Voi ați greșit. Voi să răspundeți. În țara noastră ne-ați făcut sclavi, slujitorii altora. V-ați șters la fund cu istoria și cu strămoșii strămoșilor noștri. Toate astea doar pentru un singur blic de mâncare pe care vi l-au oferit străinii. Ne-ați luat dreptul de a fi români, români în propria noastră țară. Ne-ați împărțit în buni și răi, frumoși și urâți, proști și mai puțin proști. Suntem o generație fără identitate. Suntem doar o generație eșantionată corect pentru alegeri. Suntem masta voastră de manevră. Suntem lipitorii voștri de afișe.
Suntem spălători de vase în restaurantele voastre. Suntem vânzători în magazinele voastre. Suntem acolo unde vreți voi să fim. Suntem o generație fără identitate. Nu avem viitor și voi aveți grijă zilnic să uităm de trecutul nostru. Nu vă pasă de unde venim sau unde vrem noi să ajungem. Nu vă pasă de noi, așa cum nu vă pasă de părinții voștri. Nu vă pasă de nimic. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate lucrurile astea? Vă pasă de putere, de protejații voștri, de parlamentul vostru, de guvernul vostru, de securitatea voastră. Vă pasă doar de miliardele voastre. Nu dați doi bani pe oricare dintre noi. Nu aveți remușcări și regrete. Nu aveți milă și decență. Nu aveți curaj să veniți în școli sau facultăți. Între noi să ne vorbiți și să ne atingeți. Să ne întrebați și să ne răspundeți. Nu știți cine suntem. Dacă suntem, cât suntem. Nu știți ce vrem. De ce vrem, dacă vrem. Nu știți ce ne doare. Dacă ne doare, de ce ne doare. Nu știți nimic din ce ar fi trebuit să știți. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate aceste lucruri? Nu știți, nu vreți, nu vă pasă. Nu ne cunoașteți, nu ne respectați, nu ne înțelegeți. Această generație poate fi coșmarul vostru. Pentru că nu vom tăcea, pentru că vom spune, pentru că vom striga, pentru că ne vom organiza. Această generație va fi coșmarul vostru pentru că asta meritați. Pentru că nu mai vrem să fim șoferii și sclavii voștri. Pentru că vrem case și locuri de muncă și vă vom cere socoteală. Așa cum știm, așa cum vom crede de cuvință. Pentru că nu vom mai lipi afișe și nu vom mai locui cu părinții. Pentru că nu mai vrem să ajungem salahori și spălători de vase după atâția ani de facultate. Pentru că de astăzi așa vrem noi. Indiferent ce gânduri aveți, indiferent dacă vă pase sau nu. Pentru că generația noastră nu știe de glumă și pentru că voi nu știți de frică. Pentru că vrem și noi copii, case, familii și locuri de muncă. Pentru că vrem exact ceea ce voi ne dați. Și pentru că ne-ați luat ceea ce aveam mai de preț. Identitatea. Gândește, România! Ascultă și nu îndrăzni ca și de data asta să ne întorci spatele. Gândește! Sper că acest film să vă trezească dragostea de patrie, noțiunea de patriotism să înfărească din nou și să luptăm pentru păstrarea tradiției românești a identității acestui neam. La ora actuală, indiferent de părerea oricui, suntem o colonie, suntem o țară vândută de eșalonul 2 și 3 al Partidului Comunist, care se regăsesc în partidele așa zis istorice. Vă rog frumos, domnule comandant Celaru, să prezentați primul număr al revistei în acest an. Și cred că, din ceea ce o să spuneți, o să faceți legătura și cu acest frumuleț. Bună ziua tuturor! Mi s-a repartizat sarcina și mărturisesc că mă onorează, dar în același timp creează și o nerniște în sensul că poate. Dacă nu am să reușesc a transmite despre revista care recomand să fie citită, multă atenție, dacă nu transmit tot ce am reținut eu de revistă, să puneți acest lips pe seama timpului scurt și eventual unele neliniște care au fost cauzate mai ales de mesajul pe care l-am primit și l-am auzit de alinea ori pe revistă. Ar fi trebuit poate să înceapă într-o notă mai veselă, activitatea noastră de astăzi, dar pentru că este o realitate de care nu ne putem detașa pur și simplu, cred că este mai bine că am mai primit un semnal de a ne trezi la realitate. Revenind la revista noastră, la viața noastră, la numărul 27 a revistei pe care am primit misiunea să o prezint, voi face următoarele precizări. Deci, asta este bine.
Eu am primit revista într-un format alb-negru. Astăzi îmi dau seama și de culoare frumoasă pe care a fost aleasă, pe care o are coperta. Revista 27 este un număr frumos, ne bucurăm că am ajuns la acest număr. Are deja câteva versuri dedicate mărțișorului și primăverii, încă de pe prima copertă. Arată cam așa. Da. La pagina a doua a revistei avem un mesaj al domnului președinte Majestatea Pensionar Nicolae Mihai, adresat în aceeași notă realistă prietenilor casei de ajutor și bloc Irena Cuza. Am reținut câteva cuvinte, vă citesc pe domnul președinte, din mesajul adresat prietenilor, privind cu detașare lumea politicienilor în așteptarea unor schimbări iluzorii, dar ne bucurăm de lumina fiecare dimineți care ne intră pe geam. Speranța moare ultima. Dumnezeu adresează la mulți ani tuturor o primăvară frumoasă și gânduri bune, mai ales doamnelor și desigur tuturor membrilor. Urmează al doilea mesaj care este adresat de Consiliul Director al Casei de Ajutor și Proc, doamna Tarasie Veluța, domnul Filip Stelian, domnul Filip Calmicea și domnul Liviu Rădcu. La pagina 4 avem mesajul domnului Preda Nedelcu. Dumnezeu în câteva rânduri ne adresează de asemenea sănătate și bucurii de dragoste celor din jur. Precum și un mesaj impresionant, emotiv, emoționant de la doamna profesor Dorina Lupașcu, care este adresat nouă tuturor. Sigur, titulatura sau titlul fiind impresie de la ceritori, schimbat domnului președinte cele dumneei, apreciind activitatea și realizarea casei. Doamna profesoară Dumnezeu Ionanda Ivan, cu articolul Nouă Primăvară, ne evidențiază una februarie, care ar fi trebuit să fie rece, dar a fost mai bună de anul acesta, și face o enumerare a principalilor sărbători pe care le găsim în luna februarie, începând cu 2 februarie, 10, 14 și 24 februarie. Dar mi simt articolul numiei sale și cu câteva versuri despre dragul Pete, Ghiorcel și Mărțișor. Doamna Doina Secăreanu, redactorul șef al postului de televiziune Media TV, în trei coloane, ne prezintă evenimentul care a avut loc în luna februarie, cel la care am participat cei mai mulți dintre noi, este vorba de Părintele Calistrat Chifan, cu activitatea de la celul militar și expunerea domniei sale. Un discurs și o intervenție atât interesantă cât și educativă, cu recomandări și religioase, dar și sociale. Domnul profesor Ghiță Cristian ne prezintă un material amplu despre Constantin Brâncuș, omul, artistul, filozoful Constantin Brâncuș. Domnia sa are un material bogat pe care l-a și prezentat cu ocazia activității dedicate lui Constantin Brâncuș. Citeam recent, apropo de Constantin Brâncuș, despre unele nedumeriri sau întrebări care se pun cu posibilă achiziție a lucrării cu menținerea Pământului, despre care se cunoaște că Guvernul României a decis să fie achiziționată cu suma de lucrarea, a fi achiziționată cu suma de 11 milioane de euro. Dezbaterile care au avut loc și întrebările care s-au pus în legătură cu acest demers al Guvernului sunt legate de suspiciuni, deoarece casa de licitații, care vinde în numele a două persoane, care se pare că în 2012 au primit o decizie a Tribunalului dreptul de proprietate asupra lucrării. Persoanele care erau în vârstă, una și decedat, în prezent cea de-a doua este în Franța, iar statul român înțeleg că va plăti 5 milioane de euro, restul sumei urmând a fi adunată prin colectă publică. Desigur,
nu putea lipsi o poezie a domnului Constantin Brâncuș, despre Constantin Brâncuș, poetație, poezia poetului domnul profesor Peruș Andrei, care are 15 strofe. Am citit-o și cred că am auzit-o și atunci, iar domnul Mircea Poloșenco ne prezintă câteva aprecieri legate de lucrarea Pasărea Măiastră și câteva versuri al lui Ion Vinea, Pasărea Măiastră, precum și Pasărea Sfântă, Lucian Blaga. Brâncuș, Miriza Pătrașcu, Brâncuș, Marceleancu. M-au impresionat din ultima parte a articolului. Citez din Marcel Iancu, numai un popor în jos și sensual putea da lumii pe Brâncuș. Ca un magician, el a pătruns cele mai discusite vrăci, filtrând sufletului acea emoție simplă, am încheiat citatul. Doamna profesoară Mihaela Oprea ne prezintă un material legat de maestrul Ion Vidru, recunoscut maestru al muzicii corale. Am auzit expunerea și cu ocazia activității în această sală. Domnul profesor Doamnă Horgan, în articolul domniei sale, ne informează și ne reamintește în legătură cu semnificația mățișorului, cu semnificația culorilor. Ne aduce aminte că, în tradiția populară, prietenia cu soarele de la care primim căldură, veselie, sănătate, voie bună, frumusețe, curățenie, este principala semnificație a mărțișorului. Domnul profesor Mircea Poloșenco ne prezintă un material interesant despre Carmen Silva, poveștile Peleșului. Într-adevăr, opinia domniei sale este că poate ar fi trebuit mai multă apreciere pentru activitatea delicată scrisului a reginei, a primei regine României, Elisabeta, pentru că a lăsat o bogată activitate publicistică și cea mai semnificativă ar fi lucrarea poveștile Peleșului. Doamna învățătoare Victoria Rudin ne prezintă câteva gânduri care nu trebuie să ne părăsească. Toate am încercat să găsesc unul pe care să-l citesc, că toate sunt atât de bine găsite, încât îmi este greu. M-am oprit la al 8-lea, parcă suntem trecători prin viață, ceea ce ar trebui să ne dea de gândit atunci când poate mițem și de mersuri mai puțin bune. Domnul Mircea Fircal ne reamintește și ne cere să nu uităm pe talentatul poet rebel, Ioan Iancu Lefter, care în urmă cu 26 de ani a pierit într-un stupid accident de circulație. Vă rog să ascultați recitate de mine versuri cu rezonanță patriotică din poezia Nisule, te strigă prutul, Nisule legat, de dinți unui țar înfumetat, de dinți unui țar înfumetat și plânge apa și supărat că nu mai vrea să-i fie sărihat. Cu aceeași rezonanță patriotică este concepută și poezia Plâns adormit și Bucovina. Doamna profesoară Livia Andrei face o prezentare a activității organizate și desfășurate în incinta ce are pe Irena Cuza, cu participarea domnului Geo Călugăru, Ioan Temaftei Bucăiești, la inițiativa domnului Constantin Brezeanu și, sigur, la solicitarea casei noastre, domnului președinte, cu ocazia prezentării cărții domnul profesor Guia Novac despre emoție, miraj și ispitire. Dumnealui ne mărturisește că, citesc, prin natura construcției mele psihosomatice am fost și sunt un tip cu vedenic. Este o mărturisire pe care am vrut
să o citesc cu voce tare. Sigur, nu este vorba de alte gândiri decât de cele care au legătură cu dorințe interioare, cu așteptări de la oameni, cu exprimări, cu voce tare ale unor trăiri, ale unor nemulțumiri, poate în legătură cu unele aspecte care țin de activitatea societății, de viața socială, de tot ceea ce se întâmplă în viața culturală, mai ales în orașul nostru. Totul care recunoaște că, citez, a fost în lunga mea viață ispitit de multe lucruri, dar în final, noi trebuie să înțelegem că toate aceste ispite și toate aceste vedenii aveau legătură cu cele mai dragi ființe pe care noi le-am sărbătorit și cărora le datorăm recunoștință, dragoste, prețuire, femeia, care poate fi soția, mama, prietena, vecina, florăreasa și așa mai departe. La pagina 23, subsemnatul am consemnat câteva gânduri despre cartea doamnei profesoare Silvia Budescu, Rătăcir pe drum pustiu. De asemenea, la pagina 24, domnul profesor Petruș Andrei face referire tot la activitatea de creație a doamnei Silvia Budescu, la cartea Rătăcir pe drum pustiu, cât și la celelalte lucrări ale domniei sale, precum și la doamna Dorina Stoica, la poeta Dorina Stoica, cu antologia Când nu te iubeam. Citez din materialul domnului Petruș Andrei, în maniera cunoscută domniei sale, cu înțelegere, cu indulgență, cu eleganță. Spune la un moment dat cam așa: creațiile din această antologie sunt rod al meditației, ale culegerii, al rugăciunii, al lecturilor din cărțile religioase și credinței sale în existența divinității. Sigur, cunoscând toată lumea că doamna Dorina Stoica, am spus doamna Dorina Stoica, este orientată spre poezie cu caracter religios. Domnul colonel Ivan Staș, la pagina 26, de asemenea dedică câteva gânduri, câteva rânduri, într-un articol pe o coloană, zile de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, și încheie dumnealui într-o formulă ostrășească, cu concluzia că, în ziua lor, citesc, bărbații le dau onorul și le urează mulți ani fericiți, fiindcă femeia e un buchet de flori, o mângâiere de petale, un izvor de fericire, e căldura de la soare. Tot la această pagină găsim două poezii pentru cei mici. Doamna Mihaela Pleșu, doamna educătoare Mihaela Pleșu, din cartea domniei sale, cred că un cam lucru poțel, îmi iertați dificultățile de lecturare datorită problemelor emoționale și cu ochii. Avem aici câteva concluzii, câteva aspecte din simpozionul dedicat Zilei Internaționale a Femeii, Femeia Pensionară în România. Este un articol amplu, unde se vorbește despre singurătate, abuzul și violența contra femeilor, activitatea în domeniul a organizațiilor de pensionari. Este semnat de doamna Luciana Cănilă, președinte al Comitetului de Femei al Federației Naționale a Pensionarilor din România. Cronică de familie, Beata Mama, mamă, este un material interesant, am citit cu deosebită plăcere și satisfacție și admirație. Este o doamnă Teodora Cosea Cazacu, care reprezintă sucursala Șuletea. Personal am avut și motive să fiu mulțumit, deoarece am regăsit câteva primite la locurile mele natale, zona Comunei Gheghești de astăzi, satele Bicești, satul Fundului, care aparține astăzi de Comuna Poenești.
Eu am căutat o modalitate atipică de a transmite un mesaj de recunoștință doamnei dr. Ieremia Rodica, o parte dintre dumneavoastră cred că ați cunoscut-o, în prezent pensionară la o vârstă frumoasă de 90 de ani. Am gândit la această modalitate, poate este o posibilă dovadă de recunoștință a activității dumneavoastră în domeniul medical, evidențiind calitățile de medic și de om. Doamna avocat Carmen Frățiman ne prezintă câteva lucruri despre semnificația zilei de 8 martie, despre evoluția istorică, despre lupta sindicală, cu sinonim de trandafir foarte frumoasă metafora. Doamna avocat, în finalul materialului, spune că, citez, în fiecare zi ar trebui să ne simțim speciale, în fiecare zi ar trebui să fie 8 martie, și asta pentru că noi femeile nu pentru a-i trăi pe bărbați. Este bun îndemnul, chiar vă rog să țineți cont de mesajul dumnei. Mai avem un îndemn al doamnei Teodora Costea Cazacu, la pagina 37. La fel, în aceeași notă emoționată, cu valoare stilistică și, cred eu, care atrage și recomand de asemenea să fie citit. Doamna profesor Maria Marin ne prezintă din nou în stilul caracteristic, documentat, cu recomandarea de a nu uita pe doamna Elena Tensușeanu Pușcariu, prima femeie profesor universitar în domeniul medicinei din România și prima profesor universitar la o clinică oftalmologică de lume. Poate nu știu, sigur n-am știut toți, am publicat 100 de lucrări de specialitate, a colaborat cu Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, a fost membru a Societății de Oftalmologie din Anglia, Franța, Italia și de asemenea despre activitatea Marinei Știmpei, prințesa aviației române. Urmează un articol deosebit de interesant, elaborat de domnul profesor Ruian Rubac, fața văzută a domnului Patrapievici, se intitulează. Dumnealui, ca mai mulți intelectuali din România, face, se gândește, sau probabil că observând ca un curent la un moment dat, așezarea cetățenilor români, aceia care citesc intelectualul, în două, să spunem, două tabere, pro și anti Patrapievici. Dumnealui încearcă să ne determine, să înțelegem în mod corect pe Patrapievici, chiar dacă nu este un om comod, dimpotrivă, poate unul este incomod cu opiniile sale, dar nu merită osilitatea cu care este tratat totdeauna. Face de asemenea trimite la cele două lucrări, la omul recent, ultima apariție și pentru ultima mai uitat și partea nevăzută, deși de totul. Citeam undeva despre cele parcă nouă chesteuri din partea nevăzută. Dacă am fi avut ocazia să le citim fără a ști cine este autorul, mă încerc opiniile probabil că erau altele, dar observând că Horia Patrapievici este cel care le-a scris, desigur, apropo de austeritate, opiniile au fost de multe ori exagerate agite. Spuneți că nu întâmplător, partea nevăzută de cite totul este volumul care a primit premiul Cartea anului 2015 în România. Avem câteva rânduri exprimate de o tânără, Oana Rotaru, clasa nouă, la Colegiul Național Gheorghe Grosca Codreanu. Sunt, așa le-am perceput eu, câteva rânduri, câteva trăiri exprimate cu capacitatea, cu simțurile, cu trăirile unui copil. Ea ne roagă să nu îndemnăm numai să citească și să ținem cont de celelalte nevoi pe care le-au tinerii de astăzi. Domnul Mircea Poloșencu din nou ne oferă un material interesant. Este vorba de scriitorul Gheorghe Tupurceanu. Citez câteva rânduri. Gheorghe Tupurceanu este un poet al marilor anotimpuri, ale naturii,
al tablou în mișcare, în care Supremul nu face parte dintr-un microcosmos iluzoriu. Pastelul lui sunt deosebite de cele a lui Vasile Alexandrei, ori Dimitri Angel. Și de asemenea ne spune că, în ciuda valorii creației sale, nu a fost evidențiat la adevărata sa valoare. Domnul profesor Brian Novac, la pagina 43, prin intervenția colectivului de redacție, având în vedere că 21 martie a fost Ziua Internațională a Poeziei, ne prezintă materialul domeniei sale legat de poezie, poezia care evocă iubirea, amorul, responsabilitatea. Este un material, ca toate celelalte, interesant, instructiv și educativ. Doamna profesoară Maria Marin, la pagina 46, Unire în cuget și în simțiri. Am avut ocazia, personal, mă bucur că am fost în sală, să ascultăm expunerea domnului sale și cu ocazia activității dedicate zilei Unirii. Tot doamna profesoară Maria Marin ne aduce în atenție câteva personalități ale Unirii Basarabiei cu România. Este vorba de Vasile Stoiescu, de Pantelimon Erhan și de Gheorghe Andronache. Iar la următoarea pagină, domnul profesor Brian Novac exprimă cu aceleași păreri de rău anumite demersuri nefinalizate sau care nici măcar nu au fost începute, luate în serios, cele care au legătură cu despărțirea din trupul țării a Basarabiei. Tot la pagina 49 avem un articol al doamnei Marian Vieru Ișaiel, Pași de Memorare pentru capitanul Gheorghe Andronache. Este vorba de albumul Andronache, cel care a intrat în posesia unor de noi prin grija domnului președinte și consiliul director. Aceleași activități organizate la 27 martie, doamna profesoară Lidia Andrei ne prezintă un articol cu titlul Basarabia, pământ de lacrimă românească. Avem și o poezie de Grigore Vieru, avem și o strofă de Petruș Andrei, de domnul profesor Petruș Andrei, odă martirilor mari unici, iar măi ce ați săvârșit unirea, având o inimă, având o inimă și în gând, și mai presus a spus iubirea ca o făclie luminând. Am început una dintre strofe. Tot evenimentul e organizat și comemorat 27 martie 2016. Doamna profesoară Ecaterina Tretin ne prezintă într-o notă realistă, emoționantă, alternativă, activitatea de la cimitirul Eternitatea. Citez un gând al domnului sale, vă mărturisesc că în acea zi de duminică, 27 martie 2016, m-am simțit mândră că sunt româncă, alături de toată mulțimea adunată pe aleea ce ducea către mormântul eroului Gheorghe Andronache. Sentimentul pe care l-a trăit doamna profesoare, cred că este unul pe care l-au trăit toți cei care au participat la activitate. Mulțumim, doamna profesoare. Pentru că se apropie sărbătorile creștinești, părintele Protopop, Vasilele, ne oferă câteva informații despre sărbătoarea florilor, care va avea loc peste 10 zile, aproape, peste, mai puțin câteva, exact. Am reținut aici câteva rânduri. Fără această iubire desfășurată lui Dumnezeu, față de om și dusă până la sacrificiu, noi nu am fi avut timp de bucurie și de nădejde, ci doar întristare și suferință, ce continuau în moarte. Am gândit că este potrivit să citez acest paragraf. Din nou,
Tot în acest context, poetul Tătuș Andrei ne oferă o poezie, Fiul Domnului. Când Domnul nostru s-a născut, o stea pe ceruri a crescut și magii toți s-au minunat și lui Iisus s-au închinat. În visul Iosif i-a vorbit, îngeraș l-a ostrovit, tuia pe prunc și mama lui și în Egipt de parte tui, nelegiuitul de Irod, ucide prunci din Irod, vrăbițele din Betlem, cu rodul sfânt, care rodul sfânt să nu-l vedem. Poezia este frumoasă, are un număr de 20 strofe, desigur, recomand să fie citită sau recitită. Domnul profesor Gheorghe Gherghe ne prezintă despre Valea Jigăriei, despre satul Rășcani, câteva aspecte. Este de prisos a mai aprecia, a mai scoate în evidență ruda domniei sale de a aduna materiale bibliografice și documente care să ateste documentar existența unor localități din zona noastră, deși, așa cum recunoaște și dumnealui, provine într-o altă zona țării, dar s-a identificat cu Moldova și Râdul Vaslui. Articolul se numește câteva cuvinte despre satul Rășcan de pe Valea Jigăriei. La această pagină, la 57, avem și două poezii, a doamnei Eliza Iacob, poezia Invidie și Taci. Domnul Marinel Gâlcă ne prezintă un eseu pe câteva pagini, Cuibul Visurilor, desigur, în maniera specifică domniei sale, ne îndeamnă să facem o incursiune într-o aventură cu iz polițienesc, așa cum îi place dumneavoastră să scrie. Un test pentru a identifica cunoștințele de cultură generală, cu început de domnul profesor Emanuel Serescu de la Curtea de Argeș, doamna Maria Curelaru ne întreabă cum mai alegeți cu sănătatea și sigur ne face câteva recomandări pentru anumite afecțiuni cu remedii naturale, inhalația cu moșețel, săculeță cu sare, compresa caldă cu spirit și așa mai departe. Doamna Daniela Teodoro își expune câteva gânduri despre femeia sensibilă, femeia puternică, se intitulează articolul domniei sale. A găsit și un modul potrivit de Sigmund Freud. Femeia e creată, e creatură, menită să fie iubită, nu înțeleasă. Este adevărat. Iar domnia sa nu ne vorbește despre activitate profesională, ci numai despre femeie sensibilă, care nu poate fi cumpărată decât prin cuvinte și gesturi fine. Mirajul unei fericiri iluzorii este articolul domnului Ioan Pocovicu, simpatizant al CRP prin acuza Bărlad. Este un material la pagina 67. Domnul inginerul Maria Rotaru ne prezintă un material interesant, dioxidul de carbon și civilizația. Dumnealui face referire și ne îndeamnă să luăm aminte la pericolele care țin de defrișările exagerate, de cavitățile de celuloză, hârtie, care sunt consecința tehnologiei și producției, dar prin riscurile care există asupra naturii, prin defrișarea în cantități mari a copacilor, a zonelor reproduite. Avem un material interesant, este trimis de domnul Gheorghe Vlad, membru a CRP Roșior de Vede. Este de fapt un fragment din volumul Sfânta, Viața Doamnei în Acuza, apărut la editura Cartea Ortodoxă din Alexandria în anul 2015. Dumnezeu și-a manifestat acordul de a fi publicat. Copilăria și tinerețea Irenei Rosetti este acest fragment intitulat. Ajungem la pagina 74, unde doamna Dorina Stoica ne prezintă
poezia mă veșnicesc prin iubire, în ochiul lăturat, iar domnul Isene Giurigiu, de la Mugeni, ne îndeamnă și ne ademenește cu poezia 7, iar domnul Rafael Dudu Pașcu, soarele apune în seară, domnul Petruș Avrei cu poezia Necredință, domnul Constantin Grecu, poezia Femeia și vine mama, iar domnul Ștefan Turlai, Primăvara, Primăvara și Craiul Mățișor, și domnul Ionel Dorian, care și dumneavoastră patru strofe ale poeziei Eșadrăză de frumoasă. Domnul Serghei Coloșencu, cu pasiunea cunoscută a domniei sale, ne oferă câteva careuri la pagina 76-77. Rebus Femina, intitulează dumneavoastră aceste careuri, având desigur legătură cu ziua de 8 martie. Iar la pagina 79 avem mai multe epigrame, este o selecție a domnului Nelu Vasile Neva, o selecție interesantă, amuzantă, atractivă de epigrame, femeia din viața noastră văzută de epigrame, și așa este intitulată pagina. O pagină de reclamă publicitară. Este, de fapt, este pagina care ne prezintă invitația, anunțul pentru spectacolul de mâine de la Florida Înghiere. Și la pagina 81 ne sunt prezentate mai multe persoane fizice, cât și societăți comerciale, care, prin generozitate și apreciere activității casei de ajutor reciproc, au făcut în decursul timpului donații cu ajutorul cărora s-a reușit printre altele și tipărirea revistei, precum și organizarea activităților și expunerilor pe care noi le-am ascultat și la care am participat în decursul timpului. Probabil că acest demers de a fi consemnate donațiile vrea să lămurească, dacă există, pentru unii dintre noi și proveniența unor sume cu care se realizează activitatea culturală în cadrul clasei. În numele președintelui, în numele colectivului de redacție, pe care vă rog să-mi permiteți să-l reamintesc, domnul Guia Novac, domnul Serghei Coloșencu, domnul Nicolae Mihai, domnul Gheorghe Chierghe, domnul Petruș Andrei, domnișoara Teodora Zaldea și domnul Sorin Bocan, și domnul Bogdan Artene cu tenul redactarea. Vă doresc lecturare plăcută, iar eu vă mulțumesc pentru că ați avut încredere și am abilitatea de a mă fi ascultat. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comandant. Intenționat am dispus să se înceapă cu numărul din martie, având vedere că a fost ziua femeii și luna martie, în general, este considerată luna femeii. Nu numai. După cum ați constatat, din expunerea domnului comandant, în acest număr au apărut două rubrici de la sucursale, care așa se titulează, și lansări de carte, cea referitoare la viața doamnei Elena Cuza. La începutul lunii martie, noi am primit de la Roșiul de Vede, care pe Roșiul de Vede, cartea și am hotărât în Consiliul Director să o publicăm pe parcursul acestui an și a anului ce urmează. De asemenea, referitor la ce spunea domnul comandant, cu persoane de bună credință, din acest an am început să redăm cu fidelitate pe toți acei membri care au contribuit de la un leu și până la 40, 50, 60 de milioane. Vreau să scot în relief acest aspect, pentru că la noi avem mulți curcotași care nu au făcut nimic în viață,
care n-au produs și au învățat ceva de la politicieni special. Doar să critique, fără să vină cu idei, fără să vină ceva nou, novator, și tocmai de aceea am considerat că trebuie să scoatem în evidență aceste persoane. Anul trecut am tratat cu superficialitate acest capitol din revistă, considerând că nu este necesar, motivat de faptul că aceste persoane erau afișate pe holurile casei, precum și la afișerul principal al CRP-ului. Eu vreau să vă spun ceva. Tot ce vedeți acolo nu sunt persoane fictive, cum am încercat și încearcă unii să denatureze adevărul. Eu vă spun, cât voi mai fi președinte, jumătate de an, un an, doi, trei, patru, 20, 40, 50 de ani, nu știu cât, așa, revista va apărea și activități se vor desfășura în cadrul casei. Așa cum am spus întotdeauna, noi, cei prezenți, precum și salariații și voluntarii, contribuie din plin la realizarea acestor activități. Și nu este un moft al președintelui, poate să spună cineva, domnule, a fost învățător de profesie și învățătorul din el face. Nu! Dragoste din patrie m-a împins și întotdeauna acest crez al meu va dăinui atât cât voi mai trăi. 5 ani, 10 ani, 20 de ani, cât vrea Dumnezeu, nu ca 107 ani, domnul profesor Vreanova, măcar 95. Deci rugămintea mea, sunt un om organizat. Rugămintea mea principală, la dumneavoastră, este ca să popularizați tot ceea ce se face la această casă noastră. Noi facem și prin media, ați văzut, și pe YouTube. Dar multă lume nu se uită pe YouTube, nu citesc ziarele, nu citesc chiar reviste. De aceea, dumneavoastră, cred că aveți menirea să apărăți casa. Casa asta a noastră. Când am muncit pentru ea în acești 6 ani de zile, și-am vrut să-i dăm o altă față a ceea ce înseamnă o casă de ajutor reciproc, a ceea ce înseamnă un pensionar, a ceea ce înseamnă copilul unui pensionar, nepotul unui pensionar, și așa mai departe. Și păcat să demolăm ceea ce am clădit până acum. Și să mai răspund la o întrebare, chiar dacă nu mi s-a spus, acele mici atenții care se fac la sfârșitul fiecărei activități, așa cum organizează și primăria, așa cum organizează Centrul Eminescu, Teatrul Victor Ion Popa, Muzeul Vasile de Pârban, să știți că acele sunt din contribuțiile salariaților și a Consiliului Director. Nu s-a umblat și nu se va umbla niciodată la fondul cotizant al membrilor CRP. Deci asta prin bunăvoința salariaților, chiar uneori prin, și prin convingere. Mai mult trebuie să spun. Și pentru că anul trecut, zic eu că a fost un an rodnic, o să rog pe domnul profesor Petruș Andrei să ne prezinte, de fapt, primul număr al revistei Viața Noastră, care a apărut în luna februarie. Domnule președinte Nicolae Mihai, doamnelor și domnilor, eu mi-am făcut niște fișe de lectură ca să nu fiu nevoit să mă încurc în paginile revistei. Filmul prezentat ne dă o stare de conștiință și insomnii. A trebuit ca acest film să înlocuiască programul Manele Non-Stop, de pildă, și să-l dea toate televiziunile. Revista noastră, Viața Noastră, după cum ați constatat, este din ce în ce mai bună, are nevoie de prieteni și are nevoie să fie cunoscută și apreciată în toată țara. Privirea extrem de călduroasă pe care domnul președinte a făcut-o celor doi scriitori de la București, Geo Călugăru și Ioan Vilmaftei, Buhăiești, vasul nostru, ne-a transformat în adevărați prieteni,
De atunci m-au sunat de câteva ori, m-au rugat să le trimit revista, chiar am pus plic cu 3 exemplare. Din păcate, deși plicul trimis de o săptămână, astăzi am dat telefon, încă n-ajunsese la Centrul Cultural din sectorul 2 din București, la doamna directoare Gabriela Dancu. Eu am scris o scrisoare, am amintiri plăcute din sectorul 2, am mărturisit undeva despre cele două premii Mihai Eminescu luate la București, 2001 și 2005, când în juriu făcea parte Pănuș Neagu, Mircea Micu, Nicolae Munțanu, care are acum necazuri. Vasileanu Ion V. Matei nu rămâne dator. Iată această carte, Restituire în alb negru, s-a gândit deja să includă aici ampla mea recenzie despre volumul Licărul stelelor în iarbă. Și mai mult de atât, adresează unor personalități, printre care și eu, câte o strofă în stil topârceanu. Și despre mine, probabil că de la București, când eram redactor la Amor Sentimental, cunoște acest amănunt, mărturisit într-un interviu, ca elev la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț, am avut un nemaipomenit profesor de matematică, Zelen Bizis, printre miile de greci veniți după fuga bărbatului Constantin, dacă nu greșesc, așa. Și eram ca și acum, foarte emotiv, m-a scos la tablă, mi se rupea creta, mă bâlbâiam și la un moment dat mă oprește și îmi spune: băi, Andrei, tu știi de unde îți vine numele? Te-am mărturisit că nu prea știu. Din grecește, Andreios înseamnă bărbat, bărbătește, dar tu ești pe jumătate femeie. Și iată acum Catrenu, Andrei e nume de bărbat, pe când Petruș am constatat că e femeie pe jumate, prin scris și sensibilitate. Alte nume care se bucură de aceste Catrene sunt Ion Moraru, președintele epigramiștilor din Galați, fost elev al liceului din Puiești, Livia Petroie, unele nume vă sunt și dumneavoastră foarte cunoscute, Casian Maria Spiridon, George Corbu, Vasile Larcu, Ion Machedon, Florentin Popescu, Ion Todirașcu, Dionisie Vitcu, George Zarafo și Geo Călugăru. Cel mai mic dintre ei, dacă vă amintiți. Surpriza mea a fost că pe internet apare mereu în compania academicianului Eugen Simion la lansări de carte și o altă surpriză mai mare, că face parte din jur acela înspăimântător de primire a noilor membri, de aprobare a noilor dosare pentru noi membri ai Uniunii Scriitorilor din România. De aceea, prietenia noastră cu doi scriitori, unul aparținând filialei București și celălalt aparținând filialei Iași, zic eu că este benefică. Prima copertă a revistei amintește evenimentele culturale, care istorice, politice, sociale sau religioase, care vor fi comemorate în acest an, inițiativa domnului președinte Nicolae Mihai. Care uneori avansează activitățile instituțiilor abilitate, care ar trebui să o ia înainte. Domnișoara Teodora Elena Zaldea, prezintă ca de obicei cu lux de amănunte, dar și cu talent literar, lucrările adunării generale a reprezentanților membrilor casei de ajutor reciproc a pensionarilor Elena Cosa Bârlad, care a avut loc, după cum cunoașteți cu toții, pe data de 23 ianuarie 2016 la Puiești. Câteva exemplare din numărul acesta, 26, le-am înmânat primarului Costel Moraru, gazda noastră de atunci. Lucrările, cum iarăși bine știți, au fost onorate de
prezența unor personalități ale județului ca președintele Consiliului Județean, profesor universitar dr. Dumitru Buzatu, deputatul profesor Adrian Solomon, sociologul Alexandru Porumb, primarul Bârlatului profesor Marin Bunea, Preda Nedelcu, președintele Federației Naționale Personal de România și printre alte personalități, profesorul Gruia Novac, redactorul șef al revistei Bahadu Literar. Prezent peste tot ca agentul eu, dar și în paginile revistei Viața Noastră, prin articolul 118 ani de CRP, care începe cu vorbele genialului bumuleștean, nu știu alții cum sunt, și se încheie cu legenda nașterii providențiale a președintelui CRP, Elena Cuza din Bârlat, magistratul Nicolae Mihai. Aplauzele cu care publicul l-au răsplătit pe distinsul profesor Gruia Novac se aud și acum. Eu nu. Acum. Semn că ar trebui să, să fiți din nou aplauzele. În cuvântul său, domnul președinte Nicolae Mihai spune un mare adevăr. Gradul de civilizație al unei societăți stă în atitudinea sa față de pensionari. Finalul este mobilizator și moralizator. Devenim bătrâni prin părăsirea idealurilor noastre. Anii pot rida pielea, dar renunțarea la entuziasm ne ridează sufletul. Spuneam și eu undeva într-o poezie, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Domnul profesor Ghiță Cristian scrie cam din funca condeiului de data asta câteva note și impresii tot despre Puiești și tot despre adunarea generală din 23 ianuarie 2016. Cum adică de data asta? Că de regulă scrie mai amplu. Succinte și importante note, frumoase și bune impresii. Domnul învățător Dumitru Andrei, talentatul dirijor și animator cultural, selectează din numerele anterioare ale revistei tot niște note și impresii pe care le-am împărtășit și acolo, versificate aparținând colaboratorilor fidele ai revistei Ștefan Durlai, Dorina Stoica, Ion Staș, Petruș Andrei, Ioan Pavel Andrei, Marcel Cuperman, Mihaela Pleșu, Iftene Cioliciu. Domnul profesor Lucian Munteanu își exersează pana de cronicar pentru a nu se unica faptele negura vremurilor și are generozitatea de a remarca programul artistic oferit de Centrul Cultural Puiești sub îndrumarea doamnei director Florica Stanciu. Tot cronicar este și domnul Valentin Roșca, nelipsit de activitățile culturale din Bârlat pe care le și menționează și le apreciază. Suntem și noi de acord cu domnia sa că toate acestea sunt posibile prin Consiliul Director al CRP, Elena Cuza Bârlat, în frunte cu domnul magistrat Nicolae Mihai, care face eforturi deosebite pentru organizarea acestor evenimente culturale și sportive, am încheiat citatul. Niște urări de bun venit, versificate de Petruș Andrei, au prins bine, întrucât totul s-a desfășurat ca la carte. Citesc doar ultima strofă. Să aveți un an mult mai bun cu toții și un zâmbet să purtați mereu pe față, să vă trăiască fiii și nepoții și să vă bucurați din plin de viață. Paginile următoare prezintă viața organizației, situația membrilor pensionari la 31.12.2015 și măsuri de protecție socială, precum și imaginile magazinului Economat și a magazinului Naturist. Activitatea cultural-artistică desfășurată sub egida Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlat este fără îndoială la înălțime. Colectivul de redacție și colaboratorii de asemenea, imaginile și cuvintele ce le însoțesc vin în sprijinul afirmației mele. Consiliul Director prezintă strategia și obiectivele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlat pentru anul 2016, iar regretatul Alexandru Porumb ne vorbește din paginile revistei despre Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, cea mai completă și mai eficientă formă de relaționare și comunicare cu instituțiile statului. Domnișoara Teodora Elena Zadea prezintă câteva activități din agenda culturală a anului 2016, extrem de bogată,
care rivalizează, cum am mai spus, cu aceea unor mari centri culturale din țară și din străinătate. În această ordine de idei se înscriu gândurile răzlețe ale profesorului Ghiță Cristian, pe marginea conferinței, domnului profesor Gurea Novac, Exagerare și adevăr în spațiul creștin al anului 2015, în sprijinul ideilor susținute de către profesorul Ghiță Cristian din poeții Mihai Eminescu și George Coșbuc. Povestirile de Crăciun ale lui Emanuel Sterescu, amintit și de domnul comisar șef, din Curtea de Argeș, seamănă cu cele ale lui Cristian Andersen, fiind pline de umanism, de poezie, de tristețe, dar și de bucurie nașterii Domnului. Doamna Aneta Matei exersează întreale poeziei, surprezând cu bonomie și oarecare ironie o intilă de altădată, Bietul Ion, atrăgându-și compasiunea cititorilor. Profesorul Ghiță Cristian vorbește persoasiv și pertinent despre personalitatea lui Mihai Eminescu în contextul culturii naționale și universale, dovedind o cunoaștere enciclopedică a vieții și operei eminescene. N-am mai indicat sursele. Ioan Pocovricu. Pocovricu. E greșit. Pocovricu. Articolul Eminescu și filtrul cunoștințelor. Pornind de la cărțile Eminescu, structură somatopsihică, 1972, a doctorului Ion Nică, și Misterul morții lui Eminescu, 1996, a doctorului Ovidiu Buia, autorul demonstrează că Eminescu a suferit de psihoză maniaco-depresivă, că tratamentul cu mercur a fost greșit, eronat, și că mari nume ca Gheorghe Marinescu și George Cărnescu s-au înșelat, eroarea lor plecând drept adevărul până aproape de zilele noastre. Doamna profesoară Lilia Andrei, cu articolul Mihai Eminescu în contextul culturii naționale, face o cronică succintă a evenimentului cultural de la Casa de Ajutor Reciproc Elena Groza din Bărbat, iar Ștefan Turlai dedică Luceafrului poeziei române, o poezie. Doamna profesoară Maria Marie ne oferă o pilduitoare și emoționantă lecție de istorie, personajul principal fiind prințesa Cucuța Conachi Vuguride. Valentin Roșca, prezintă evenimente istorice prin mărgătoare Unirii de la 24 ianuarie 1969, iar Ștefan Durlăi, o poezie cu aceeași temă, Ziua Unirii Principatelor Români. Două lecturi empatice a scriitorului Petru Șandrei, una care comentează opera scriitorului Ștefan Durlăi și cealaltă care recenzează volumul scris de Traian Cosma sub titlul Arta de a îmbătrâni frumos, ceea ce ne dorim cu toți. Poezia bătrânii, același din volumul Într-un crân de neuitări, dă o notă de tristețe acestei cronici, dar și de mândrie că face parte dintr-o generație care încă mai poate oferi modele celor tineri. Domnul colonel Ion Staș, ajuns la vârsta înțelepciunii, oferă cititorilor câteva cugetări militare. Doar o singură cugetare, aparținând lui Nicolae Titulescu, vrem să fim prietenii tuturor națiilor, fără excepție, dar întrebările noastre nu primim ca stăpâni decât pe noi înșine. Ceea ce este frumos, de altfel și președintele Nicolae Ceaușescu spunea despre neam este cu întrebările interne, dar, după cum știți, agenturile străine l-au învins. Doamna profesoară Caterina Teletin sublinează rolul părinților, rolelor în prevenirea și combaterea delincvenței la adolescenți. Au avut intervenții remarcabile doamna profesor dr. Laura Arteme și doamna profesoră Micaela Ghețău. Domnul profesor Sergei Coroșencu este veșnic tânăr și fericit la cei 75 de ani pe care i-am împlinit, fiind înconjurat de prieteni și sărbătorit imperial de Casa de Ajutor Reciproc Elena Groza din Bârlad, în frunte cu domnul președinte Nicolae Mihai. Cam de serios, Sergei, ați văzut poza acolo. S-a mânut cu cineva. La rubrica personalități lumii, profesorul Gurea Novac, indisciplinat, prezintă pe părlădeanul Ioan Popana, scriitorul complet, opera și omul. Sigur, motiv de mândrie pentru noi toți părlădeni. Doamna profesoră Maria Marin creionează portretul Clarei Haskell. Domnul Mircea Fircal ne oferă și vă rog să fiți atenți și să citiți cu atenție un duș cu apă înghețată ca să ne trezească la realitate. Recenzia cărții lui Adrian Majoru, Burghezia proletară ne distruge țara,
Cu un motru din opera lui Octavia Goga ne umple de fiori. Concluzia lui Goga ne duce pe culmile disperării. România, țară de secături, țară minoră, căzută rușinos la examen de capacitate în fața Europei. Articolul domnului Mircea Fidcal trebuie citit, nu comentat, de către toți oamenii politici și, de ce nu, chiar de președintele țării. Comemorăm doctorul Alexandru Ilieș, comemorat de profesorul Dumitru V. Apostolache și profesorul Costică de Hârtopan și profesorul Constantin I. Tămășanu, comemorat de Dumitru Popa, profesor de matematică, fost inspector. Laurențiu Atu, profesor de limba și literatura română, ne spune în dulcele stil clasic ce s-a petrecut într-o zi de vacanță. Venise vremea, laicmotivul creației sale, punctează momentele mari ale existenței terestre. Gheorghe Tănase, primul președinte al Casei de Ajutor Reciproc, a plecat într-o lume mai bună. Personalitatea sa este evocată de domnul președinte Nicolae Mihai, de economistul Georgică Pădărău, de domnul Dragomir Diaconescu și de profesorul Gruia Novac. Marin Scarlat, nepotul lui Ion Pena, își face datoria de nepot, reînvind pe poetul de rasă, Ioan Pena, scriitorul interzis de dictatura comunistă. Profesorul Virgil Besă, pledează pentru alimentație sănătoasă, Marin Rotaru avertizează asupra pericolului deșertificării țării prin tăierile masive și împuținarea oxigenului. Un test de cultură generală ne invită Emanuel Serescu și numărul 27, după cum ați văzut, iar poeții Ștefan Durla, Iftene Cioriciu, Rafael Tudorul Pașcu și Petru Șandrei ne impresionează și ne sensibilizează cu frumosul uman și artistic. Doamna învățătoare Victoria Rudi, prin puterea exemplului personal, ne oferă o varietate la lecție de umanism și altruism. Domnul profesor Nicolae Ghețău evocă personalități ale muzicii, o prețioasă avere patrimonială, Viorele lui Enescu, iar profesorul Dumitru Apostolache prezintă un om, o carte, Părintele Hristos Tom, Daniela, matematicianul vieții trăite într-o Hristos. Specialistul kinototerapeut, Daniela T. Teodoru, ne informează despre pareza facială, iar Vasile Pânaru ne îmbogățește cunoștințele despre Biserica Suseni. Avocatul Carmen Frățiman, sub titlul Coșbucean, Noi vrem pământ și ei, ne dă ajutor în privința reconstituirii dreptului de proprietate, iar domnul Sergei Coloșenco ne face cunoștință cu prietenii săi rebusiști, iar domnul Vasile Neva ne oferă o selecție de epigrame. Cu lista persoanelor de bună credință ce au contribuit în 2015 la protecția socială a membrilor Casei de Ajutor și Procurii în Acuza Bârlat, se încheie acest număr de revistă atractiv, incitant, bogat ilustrat, sporind prestigiul în țară și chiar în afara ei. Despre Cripto, suplimentul, o frază, două fraze, Cripto, suplimentul revistii Viața Noastră, cuprinde careuri enigmistică, umor și diverse, a devenit ceea ce am spus la întâlnirea de la Universitatea Alexandre Ompoza din 15 aprilie 2016, la invitația profesorului universitar dr. Petru Ioan, că Sergei Coloșenco este cel mai talentat și mai harnic rebusist contemporan. Cripto este adevărată delectare pentru intelectualul obișnuit să deslege inime și să descopere aceste jocuri ale perspicacității și inteligenței. Felicităm pe toți colaboratorii, le dorim în continuare inspirații, bună dispoziție și bună întâlnire, iar dumneavoastră vă mulțumesc de toată lumea. Vreau să păstrăm un moment de reculegere atât pentru domnul Gheorghe Tănase, care a fost președinte timp de 8 ani la această asociație de pensionari, cât și pentru domnul Alexandru Porum, care a fost un om vivace, un colaborator permanent al casei și totuși moartea nu pierde. Profesorul Ceta Pădurii, care a decedat azi. Și membra casei. La simpozium următor. Vă mulțumesc. Ca să rog împărtinamă pe domnul profesor Bărăvaș.
stimate doamne, stimați domni, chiar am în intenție spredania fără niciun fel de înconjur și a vorbi puțin. Sunt teribil de încântat până în timp asta de două momente. Unu, filmul pe care mi l-a prezentat la început organizatorul acestei adunări, un film care ar trebui neapărat să primească unul din marile premii internaționale pentru curajul tinerilor, pentru adevărul rostit, răspicat și mai ales pentru durerea simțită în rostirea fiecăruia de acolo. Avertismentul pe care ne l-a transmis este atât de adevărat și de dureros, încât abia acum încep să-l cred pe domnul Nicolae Mihai când a spus că prezent filmul i-au dat la clinic. De bună ziua! Și doi, am fost încântat de modul foarte didactic, dar util, prin care cei doi antepăcători ai mei au prezentat numerele revistei Viața Noastră. Sper că foarte mulți dintre dumneavoastră vor mai avea în continuare curajul să răsfoiască revistele și să nu creadă că deja le-au citit, atât de aprofundate au fost povestirile domniilor lor. Ce am eu de spus? Sunt mulți ani de când a apărut aici primul număr al revistei Viața Noastră. Un număr de câteva pagini, de care nu sunt străin, unii știu, mărturisesc și asta, în dorința domnului Tănase, președintele de atunci, de a realiza o mică oglindă a activității casei de ajutor reciproc a pensionarilor. Un timp după aceea, revista n-a mai apărut, nu știu din ce motive. Dar numărul acela prim e și document, și istorie, și interesant prin chiar primitivitatea nobilă în care el a apărut. Dar din 2010 încoace lucrurile s-au schimbat și după știți dumneavoastră avem o revistă a noastră care deja a început să fie cunoscută, apreciată și cerută și de alte așezări din țară. Ce vreau eu însă să răspund dumneavoastră, și tare aș fi dorit ca mai multă lume să fi fost aici, pentru că unii dintre cei prezenți sunt implicați în construcția revistei, în realizarea ei, în scrierea acesteia. Ce frumos este să ai un loc unde să-ți expui opiniile în modalități diverse legate fie de activitatea ta, fie de relația ta cu ceilalți în activități comune și așa mai departe. Nu știu însă câți dintre noi își dau seama ce mare responsabilitate este o revistă. E mare lucru să o ai, dar e mare lucru să o faci strălucitoare. Nu să o faci să existe, că ea există, dar să o faci strălucitoare această revistă. Ea are un număr mare de pagini, din punct de vedere al tehnoredactării, e impecabil realizată, pentru că sunt niște oameni acolo la tipografie care știu ce au de făcut. Eu, dacă dumneavoastră ați sesizat, și ați sesizat cu siguranță că nu sunteți niște netoți, eu am în vedere forma conținutului. Nu conținutul în sine. Forma conținutului. Care de foarte multe ori este ireproșabilă. De foarte alte multe ori este execrabilă. De ce pun aceste două
poziționări de concepție mentală a mea în acest mod. Tocmai pentru ca dumneavoastră să înțelegeți că între ceea ce este excelent și ceea ce este execrabil, trebuie pătruns în acest spațiu și introdusă exigența firească, normală, care să se ridice, dacă pot să spun eu așa, împotriva veleitarilor, necunoscătorilor, celor care cred că știu, dar de fapt nu știu nimic, celor care vor să fie, dar nu știu ce vor să fie, adică, domnule președinte și dumneavoastră la adresez acum, cred eu că termenul exigență ar trebui să devină cuvântul de ordine. Nu prea suntem exigenți. Dacă eu mi-aduc aminte bine, și o să spuneți că-s puțin infatoare, acum într-un timp aveam, pe la începuturi, aveam mai mult acces în verificarea tuturor materialelor și mi-am făcut și niște dușmani la vremea aceea, pentru că am respins foarte multe și am pătruns în destule, tăind în așa fel încât să nu publicăm toate inepțiile. Mi-am asumat acest răspuns. Răspuns la dorințele mele. Sau un autorăspuns. A plăcut, dar celor mai mulți nu. Și mi s-a dat de înțeles cu subtilitate că e bine să fiu cu minte. Și am fost cu minte. Sunt cu minte. De atunci, în revistă, pătrund toți poeții mari ai lumii din zona Brăladului. Toți prozatorii fenomenali. Toți cercetătorii de mari personalități care copie cu nerușinare texte de aici, de acolo, de acolo, fără să amintească sursele. Pe care își permit să spună că părerea mea este asta. Nu e bine. Este atât de înalt nivelul la care revista Viața Noastră a ajuns în momentul acesta, încât este păcat ca să aibă și părloace. Ca în agricultură. Cu cât cine a fost în Austria sau în Elveția, cred că a văzut câmpurile. Duceți-vă și în zonele noastre din Moldova și vedeți părloacele care sunt mai multe decât lanurile lucrate. Păcat. Dorința mea este ca să facem din cuvântul exigență o realitate și să realizăm o revistă lipsită de suspiciunea unora. Vă dau un exemplu concret. Spune cineva într-un număr din revista noastră că adunarea generală din 23 ianuarie de la Puiești a fost o adunare atipică. Eu n-am înțeles ce a vrut să spună domnul acela prin cuvântul atipică. Dacă ar fi spus că a fost o adunare model ca toate celelalte, poate că era pe gustul meu. Pentru că ar fi spus că albul este alb și că negru este negru. Dar el a amestecat și mi-a prezentat ceva gri. Nu mi-au plăcut niciodată, de când suntem în lumea asta și sunt de 81 de ani, nu mi-au plăcut suspiciunile, nu mi-au plăcut minciuna. După cum nu mi-au plăcut nici popincurismul, de ce s-o spun? Niciodată. Așa că să facem noi cu toții, să punem în practică vorba de mai înainte, că parcă mi-a luat cuvântul din gură președintele și vă mărturisesc că nu m-am înțeles cu domnia sa. N-am avut când, de vreo câteva zile, n-am mai trecut pe aici, prin casa asta. Să facem în așa fel, încât să ajutăm la creșterea prestigiului casei și nu să-l demolăm prin suspiciuni și neadevăruri pernicioase. Otrăvitoare, adică pentru cei care încă n-au intrat în niște dicționare. Lista aceea lungă, care se
tipărește aproape în fiecare număr, trebuie continuată. Trebuie continuată ca să vadă toți cârcotașii, toți imbecilii, iartați-mi cuvintele astea, se folosesc. Se folosesc, dovadă că le-am folosit și eu. Sunt și în dicționar, și în limbajul meu, după cum se vede, personal, să facem în așa fel încât să evidențiem efortul unora de a susține activitățile și cultural-artistice și sportive și de tot felul ale casei noastre. Nu prin suspiciuni și prin vorbe care se târăsc așa precum șarpele care și pe Eva a dus-o la bine. Asta este dorința mea. Că revista Viața Noastră trebuie să trăiască, e un adevăr. Că trebuie neapărat să intervenim ca ea să renunțe la doritorii de a-și vedea numele sub un text, mai ales la poezie, mă referem. Avem atâția poeți îmbârlate, te doare vorba lui Nea Costică, Toma Moraru de la Poești de pe vorba, te doare timpanele. Să facem în așa fel încât poezia să fie poezie. De ce Petruș Andrei când scrie toată lumea face așa cu urechea? Că e adevăr, că e armonie, că e exactitate. Nu să știți că poezie este o știință? Da. E, Părintele Iub, nu așa că mă acceptați? E o știință. Poezia nu așa ceva, m-am trezit o dimineață, foaie verde, lobul de bine a fost cu nevastă, n-am în bucătărie. Nu-i dat oricui. Dacă nu-i dat oricui, să-i dăm noi drumul să plece. N-am trebuit. Domnule președinte, vă adresez o vorbăminte din partea mea personală. Dați-mi voi ca din când în când să vin lângă domnișoara Teodora să mai facem câte ceva bun, dar să nu renunțăm, să renunțăm la niște bunăvoințe, să nu mă pun rău cu poetul X, cu poeta X-a. Hai să mai terminăm cu asta. Dacă dumneavoastră cumva ați fost de acord cu mine, o să-mi dați câteva palme. Dacă nu ați fost de acord cu mine, o să vă aplaudați. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule profesor! Totdeauna Consiliul Director a căutat și va căuta ca să ridice stacheta acestei reviste. Noi avem un colectiv de redacție care după să vă știe foarte bine. Eu zic un colectiv de redacție foarte serios și dumnealor au posibilitatea să studieze fiecare articol, să-l cenzureze și acolo unde se impune să nu publicăm. Deci niciodată Consiliul Director și nici eu personal nu m-am opus să nu publicăm un articol. Deci au toată larghețea și toată disponibilitatea, suntem de acord. Există ceva de părere. Mic! Sunt și unii care sunt membricați și chiar donează și sponsorizează și vor să le apară o poezie. Da, la aceasta s-a referit un profesor. Putem, pentru un noi an de superclasă, zic că să publicăm și o poezie sau un articol de amator. Dacă Dacia și Cântarea României au permis amatorul să ajungă la performanțe și noi putem da dovadă de înțelegere și strănează. Și să vedem ce spunea domnul profesor. Nu mai vreau cântarea României, vreau cântare românească. Sunt de acord. Putem crea o rubrică revistă. Dacă îmi permiteți pentru cei care ne-au spus la adunarea generală,
sau dacă ați fost, să vă reamintesc, pentru cei care n-au fost, toate așa, că la adunarea generală, toată lumea este grăbită, distanță mare la Bârlad, la Ploiești, de la Bârlad, la Ivești. Dar eu vreau să vă reamintesc, în anul 2015, activitatea cultural-artistică a fost sponsorizată de peste 2649 de persoane fizice și 280 de persoane juridice. Suma totală se ridică la 239.545 de lei și 50 de bani, din care pentru activitatea artistică, culturală, socială, 144.962 lei și 52 de bani. Toate aceste sume de bani se regăsesc în contabilitatea asociației. Eu nu vreau să mă justific, da, cei 50 de sunt importanți. Nu vreau să mă justific față de dumneavoastră și față de nimeni. Dar să știți că mă doare. Mă dor mincinoșii, egoiștii, individualiștii și plava societății. În general, o să vedeți cine cărcotez. Cei care nu au făcut nimic și nu m-au cercit de la noi, de la dumneavoastră și de la cei care conduc această țară, eu mi-apăr sărăcia și nevoie și neamul și acest pământ românesc. Rău, Părintele Lăi, este acum. Mulțumesc. În seara jumătate îmi cer scuze că am întârziat puțin din motivii obiective, din categorii. Sunt provocări aici, sincer, și a luat cuvântul domnul profesor Gruia Novac, care vă spun drept, atunci când se schimbe tantul de bani, creează emoții tuturor și mai ales și fiori. Crezi, dacă ar fi așa, cât e un cenzor de acest gen, la toate nivelul, și imaginați că ar fi fost la fiecare guvern care s-a prezentat după 89 încoace, unde ar fi fost noi. Dacă ar fi fost la fiecare ministru de învățământ care au fost puși doar mai să facă experimente și încă sunt puși să facă experimente, unde a fost învățământul românesc. La fel și la ceea ce înseamnă economie, la ceea ce înseamnă cultură și așa mai departe. Ce vrește, dau un răspuns domnului președinte. Domnul președinte, dacă ar fi să vă luați după ceea ce se publică, ce vorbește lumea, vă spune, ar trebui să ne închidem toți în cămara noastră, să tragem obloanele, să strângem becul și să mai faci nimic. Nu este așa. Vă mărturisesc că această trăire am avut-o și eu atunci când am intrat în această funcție și cu acea dorință de a face lucrurile așa cum trebuie. Și tot la fel și mie, eu sunt o fire care nu place să fac un lucru, oricum, dacă îl fac, dacă nu-l mai fac. Fiindcă acel lucru nu-l fac pentru mine și nu mă reprezintă pe mine, ci reprezintă ceea ce suntem noi. Un popor de oameni harnici, un popor de oameni responsabili, atât cu prezentul, cât mai ales cu viitorul nostru. Apoi, este adevărat că această revistă, Viața Noastră, al casului Altor Reciproc, este o revistă, așa cum spunea și domnul președinte, Mihai, este o revistă în care vor să apară din aproape, dacă s-ar putea, toți membrii. Și când spun acest lucru, mă gândesc că am trecut și dimineață pe aici. Era o formă în curtea casă de altor ce proc și mi-a spus încă o dată, am spus că nu este o altă instituție cu atâta activitate ca cea a casă de altor ce proc din Bârlad. Mă refer la nivel de județ, cel puțin. Sunt convins de lucrul acesta. Și este adevărat că lucrurile acestea se petrec și sunt sub ochii noștri. Această multitudine și această mulțime de oameni care intră aici, sigur că nu poți să le faci pe plac tuturor. Cu atât mai mult domnul profesor Gruia Novac. Că dacă ar fi dumnealui să facă o revistă cum trebuie, să facă o activitate culturală cum trebuie, mă tem domnul profesor cum prea avem cu cine. Sarmadul literar, cum îl fac? Da, acolo cred că sunteți, cum să spun eu, cel care sunteți și exigent și cu cei care colaborează la dumneavoastră și vă sunteți exigent. Ei, dar aceste, într-adevăr, o revistă în care scriu doar numai oameni cu anumit nivel de pregătire și talent, și, așa cum vorbim noi,
în termenii noștri bisericii, au acei talanți veniți de la Dumnezeu, de a fi scriitor, de a fi poet. Eu dacă aș scrie o poezie, vă spun drept că ar s-a stingi toate lumile. A, așa. Nu, deci dacă aș scrie, am spus, dar nu scriu. Nu scriu, nu scriu. Mai bine. De ce spun lucrul acesta? Adică, cu alte cuvinte, fiecare trebuie să-și vadă pălăria de pe cap. Nu-i prea mare sau e prea mică. Și strângi. Și atunci când strângi, nu se vascularizează bine creierul și nu mai lucrează cum trebuie. Revenind la voile noastre, mă presez că este o activitate aici care te antrenează și în același timp obligă. Și antrenează, dar și obligă. Și atunci când sună domnul Mihai, acum mai sun și eu pe dumnealui și dumnealui cu mine, spun că te trezești așa din amorțeal, cel care o are. Eu deocamdată încă nu am, până la 99 de ani, încă nu am. Și cu atât mai mult domnul Mihai. De asemenea, ce am remarcat la domnul Mihai, că este într-adevăr un om receptiv. Vedeți, dacă sunteți atenți pe aceste apare acolo copilașe cu roșii, nu mai apar lipuroașe, ci apar mei, ceea ce am sugerat și într-adevăr domnul Mihai a înțeles, fiindcă simbolul pascal nu este iepurele, ci mielul pascal. Păi tocmai zic că este receptiv. Eu am mai tras atenția asupra acestui aspect și la alte instituții și clar că am fost luat la și altele. Adică nu s-a ținut cont, apropo domnul profesor, că vine cineva și propune un lucru, cum spunea domnul Mihai. Mulți cârcotesc, dar nu știu să și contribuie efectiv cu o idee măcar, dacă nu ceva material, la elaborarea, desfășurarea și implementarea unui proiect. Și aici, la Casa de Artori Cetoc, sunt destule proiecte care necesită și minte, și efort fizic, dar și efort material. Și îți spun că așa este corect și aș sugera lucrul acesta, că atunci când, eu am mai spus asta nasul și nasul ori unii, am spus-o și undeva la București cu o anumită ocazie, pe la Casa Scânteii, și când am vorbit despre lucrul acesta, nu ești primul care spune așa ceva, nu există așa ceva. Ori iepurile simbolizează altceva și nu pascalitatea. Este altceva, este simbol al fertilității mai mult, să știți. Da. Pe când mielul este jertfa. Vedeți, dumneavoastră apare acea icoană al lui Hristos între turma de oi. Eu sunt păstorul, voi sunteți oile, cu mielul pe grumaz. Nu apare acolo cu iepurile pe grumaz. Apare mielul pe grumaz. Aceasta arată și în același timp demonstrează că simbolul pascal este mielul și nu alte viețuitoare. De altfel și la noi aici, se pare, și așa este, cum spune și domnul profesor aici, și sunt cu totul de acord ce spune domnul profesor. Am vrut să spun, apropo de poezie, n-am talent, nu mă bag. Ceea ce am consider că pot și fac fața aceea, în colaborare cu cei care sunt cel puțin peste mine cu treaptă, putem să facem. Dar în momentul în care eu consider că vreau, că pot să fac și trebuie să mi se publice neapărat, nu știu ce material, nu știu ce poezii, cu foarte mult, cum spun eu, determinare, fără să conștientizez calitatea mea sau competența mea pe acel domeniu, atunci avem o problemă noi de personalitate, aș spune eu. Așa. Eu mulțumesc pentru toate activitățile pe care le face Casa de Artori Cepoc. Împreună cu Consiliul Rector și m-am simțit extraordinar crezmă de onorat să facem o comemorare a celui erou moldovean, Gheorghe Andronachin. Și vă spun, eu când sunt provocat la așa ceva, las totul și merg pentru a îi scoate în evidență pe cei cărora noi le datorăm și ne-a dat putea să avem dreptul să înjurăm, să bajocorim, să nu fim mulțumiți și așa mai departe, sau să nu fim niciodată mulțumitori ca noi la rândul ne să putem să conștientizăm faptul că fără aceste jertfe, noi astăzi nu am fi fost ceea ce suntem. Dar pe de o parte, datorită celor care au venit după 89, marea majoritate aici, nu cred că sunt excepții multi, sunt doar câteva, le datorăm celor de după 89 care ne-au condus și care încă ne mai conduc, așa cum spunea domnul președinte, care a deschis, a negociat obedient, în genunchi, intrarea noastră în NATO și în Uniunea Europeană,
a făcut ca să fim, să ne simțim un popor de cerșetori, de sărăntoci, de incapabili și mai ales de handicapați. Eu, credeți-mă, nu mă simt așa ceva. De aceea, revin și spun că m-am marcat și am rămas profund impresionat de constatarea pe care a făcut-o Petre Țuțe atunci când a fost să-mi întreba: vă pare rău pentru cei 13 ani de pușcărie care s-au făcut în pensii comuniste? Vreun pic, ci că nu-mi pare rău, îmi pare rău pentru un singur lucru. Că am făcut pușcărie pentru un popor de tâmpiți. Așa a spus Petre Țuțea, care, frate, și el este considerat un legionar. Acum a vorbit românești, dacă vorbesc pe ceva românesc. Învățământul românesc nu este bun, trebuie să fie distrus. Armata românească nu este bun, trebuie să fie distrus și s-a distrus. Economia românească nu este bun, n-a fost, trebuie să fie distrus, s-a distrus. Sănătatea la fel. A mai rămas Biserica Ortodoxă Română. Trebuie distrusă și aceasta. Dar nu poate, fiindcă nu o conducem noi. Toate celelalte instituțiile au condus oamenii. Biserica Ortodoxă Hristos. Dacă Biserica Ortodoxă s-ar fi numit Biserica Ortodoxă Europeană sau Biserica Ortodoxă Mondială, nu s-ar ducea nimic, vă spun eu. Categoric. Dar tot ceea ce este românești, aceea deranjează pe unii dintre cei care au devenit. Întotdeauna au deranjat, dar mai ales în ziua de azi. Deranjează pe unii care au devenit, iertați să fii mai mult, dușmani ai neamului și nu prieteni și mai ales fii ai acestui neam. Lăsați, părinte, că facem moscheia la noi și atunci rezolvăm totul. Vreau să fim, rezolvăm totul. Cu așa spus, vă doresc tuturor să avem în continuare, să aveți în continuare un post cât a mai rămas folositor și să-i dea Dumnezeu. Să avem parte niște sărbători ale florilor și ale învierii Domnului cu pregăderii pline de lumină, de speranță și de nădejde. Vă mulțumesc, Doamne! Vreau să mărturisesc. Nu mă așteptam să fie atât de bogată. Prezentarea unei reviste, a două numere ale revistei Viața Noastră. Dar aceste două numere, ca și celelalte de altminte, vorbesc despre preocuparea oamenilor din cea de-a treia vârstă. Adică nu suntem chiar atât de inutili, nu suntem chiar atât de nepăsători la ce se întâmplă în jurul nostru, nu ne-a părăsit încă sensibilitatea, nu ne-a părăsit încă inspirația. Iată câteva lucruri care se pot spune despre revista noastră. La început s-a prezentat filmulețul acesta. În legătură cu acest film, de ce să nu mărturisesc, și eu am lăcrimat. Îmi exprim regretul că suntem neputincioși. Noi, cei de aici, suntem neputincioși. Iar cei care dețin puterea sunt indolenți. Nu aud, nu văd, nu interesează. Decât pentru ei. Decât, exact, prosperitatea lor și a neamurilor lor, a nepoților și strănepoților, eventual. Dacă ne gândim câte avere acumulează, că de atâtea ori m-am întrebat, Doamne, dar pentru ce? Dar câte vieți trăiesc? E o sfidare națională. Și sigur că asta ar trebui să le dea altora de gândit. E bine că ne dau aceste lucruri și nouă de gândit, dar, după cum spuneam, suntem neputincioși și nu putem face decât să înghițim nodul și să sperăm. Încă mai sperăm. Legat de cele două reviste, cele două numere ale revistei, vreau să vă spun că fac parte din colaboratorii acestei reviste și sunt bucuroasă când sunt solicitată. Și apropo de ce spunea domnul profesor Guruia Novac, mă simt foarte responsabilă când scriu ceva care ajunge în fața unor cititori. Nu dau drumul cuvintelor decât după ce sunt convinsă că îmi place mie ce am scris, după ce sunt convinsă că sunt sincere ideile mele, după ce sunt convinsă că mesajul va fi primit cum se cuvine, perceput de către cititor. Legat de toate revistele noastre, vreau să vă spun că
Bine, nu e nicio noutate, revista a trecut granițele județului, a trecut granițele țării. Ultimele numere, am beneficiat de câteva exemplare în plus și le-am distribuit. Și am dus și la București, i-am dat fiicei mele și am dat și unei surori de ale mele, care este pensionară, dar fac precizarea intelectuală, are intelectual în sensul că, că știe să aprecieze un lucru de valoare. Și mi-a dat telefon și mi-a spus, soră, cea mai mare bucurie mi-ai făcut-o trimițându-mi aceste reviste. Este un lucru minunat ce faceți acolo. Este un lucru minunat și te rog și vă rog, domnul președinte, să mai dați și din aceste exemplare să trimiți la Focșani, să trimiți la București. Pentru că este apreciat cu minusurile fără de care nu se poate. În general, este apreciat fiecare număr. Eu sunt onorată că fac parte din cei care scriu ceva la această revistă. Mă bucur că mă mai oprește lumea în grădina publică. Te-am văzut, am văzut revista, am văzut și pe alții și scrieți frumos și continuați. Este un îndemn. Apropo de, și cu asta închei, apropo de mâhnirea domnului președinte, cu privire la cârcotelile unora și ale altora, i-a mai spus-o și o repet și aici în public. Numai în pomul cu roade se aruncă cu pietre. Dacă nu am face nimic, nici atunci n-ar fi bine, bineînțeles. Asta spunea și părintele Protocol. Adică să mergem înainte. Absolut, să mergem și hotărât și cu calitate, cu calitate, cu exigență, sunt întru totul de acord. Exigența trebuie să ne caracterizeze pentru că ne reprezintă un cuvânt scris, un articol scris, ne reprezintă pe noi ca oameni, ca intelectuali și exprimă respectul nostru față de cititori. Vă mulțumesc, vă doresc sărbătorile cele mai frumoase, cu lumină în suflet, cu bucurie, cu armonie în familie. Mulțumim, doamna președinte. Vreau să aduc un laudațiu domnișoare noastre, Zadea, Teodora Zadea, pentru că, după sacrificii deosebite, ea fiind implicată și în alte acțiuni, a reușit să edităm aceste două reviste plus suplimentul. De asemenea, merită un laudațiu și Sorin Bocan, precum și nouul nostru colaborator, Cosmin Mihai. Să mulțumesc întreg colectivul de redacție, dumneavoastră, scriitorilor și cititorilor revistei și sperăm să veniți cu sugestii și propuneri și o să îmbunătățim calitatea revistei și o să rog pe domnul profesor de acu zilnic să vină să-i dau articole, să le citească și să le corecteze. Și în funcție de răspuns le vom publica. Fiecare din dumneavoastră veți primi o revistă color și o revistă alb-negru. De asemenea, permiteți-mi să vă spun la mulți ani dumneavoastră, rudelor dumneavoastră care poartă numele de Gheorghe, așa și de Flori. La mulți ani cu sănătate și să ne vedem în seara la spectacol.